electorală, mai precis legea 208 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea autorității electorale permanente, are o eroare materială, spunem noi, și anume faptul că în articolul 54 aliniatul 5 se precizează că lista susținătorilor, acea listă pe care voluntarii noștri și toți cei care sunt în teren îi cunoaștem în corturi, în activități de mers din ușe în ușe, acești voluntari trebuie să strângă tabele cu susținătorii, tabele care în actuala lege, pentru prima oară în 25 de ani, indică faptul că susținătorul trebuie să își treacă și codul numeric personal. În lege se specifică în acest articol 54, iar mai apoi, în anexa la lege, se prezintă un tabel care nu mai are acest cod numeric personal. Din discuțiile purtate până acum cu autoritatea electorală, informațiile vin să întărească necesitatea de a avea CNP-ul trecut în acel tabel. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, în primul rând, o încălcare sau cel puțin o încurcare a unei alte legi, cea cu privire la registrul de date cu caracter personal. Și vă spun sincer, cred că la cei câteva zeci de mii de oameni care vor fi în teren să strângă semnături, vom avea cu siguranță oameni care nu au cele mai spectaculoase calificări în a ține câteva mii de semnături care au un conținut care depășește limitarea legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Nu poți să pui niște voluntari să îți țină niște mii de CNP-uri. Nicăieri în lume nu ajung pe mâna unor oameni pe stradă astfel de informații. Tocmai de aceea adresăm o scrisoare astăzi primului ministru pentru a adopta în regim de urgență o ordonanță de urgență pentru a modifica acest lucru. Deci codul numeric personal nu trebuie să apară în listele de susținători. Trebuie respectate dispozițiile din legea 677 pe 2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Mai ales că în actuala lege 208 este menționat în articolul imediat următor faptul că aceste date personale vor trebui să respecte tot ce înseamnă transparență, deci oricine va solicita aceste date vor trebui arătate.